Suntem doctorii Ozana Moraru și Cristian Moraru și am dorit să vă prezentăm prin imagini și explicații cât mai clare în ce constă operația de cataractă efectuată cu cea mai nouă tehnologie la nivel mondial, tehnologia femtolaser. Acesta este aparatul numit femtolaser, unul din cele câteva modele disponibile la ora actuală în lume, cel de la clinica Oculus, distingându-se prin anumite avantaje, dintre care cele mai importante pentru pacient sunt siguranța și precizia timpilor operatori. La Oculus, operația de cataractă se realizează ambulator. Prin urmare, și dumneavoastră veți veni la operație conform programării, iar la bloc operator sunteți preluat de asistentele noastre care vă pregătesc pentru operație. Medicul anestezist vă consultă din punct de vedere al afecțiunilor generale și, în paralel, doamnele asistente vă instilează picături de anestezic și de dilatarea pupilei. E important de reținut că la clinica Oculus, operația de cataractă se realizează cu anestezie doar cu picături și gel, evitând astfel riscurile unor injecții la nivelul orbitei. După ce sunteți pregătit cu picături anestezice și midriatice, cele care dilată pupila, veți fi transportat pe masa mobilă în sala de operație. Ca orice operație, și aceasta va începe cu dezinfecția zonei operatorii, respectiv a globului ocular și a tegumentelor din jur. După aceea, vi se va aplica pe față un câmp operator steril. Vi se fixează pe ploape un mic instrument care să țină ochiul deschis. Apoi sunteți invitați să vă uitați la o lumină chiar în fața ochiului, după care vi se va așeza o lupă pe ochi, aceasta fixându-se pe suprafața ochiului ca o ventuză prin vacuum. De durut nu doare, dar e posibil să simțiți o presiune, o apăsare pe ochi. De asemenea, în acest moment lumina dispare. Este normal să dispară de la presiunea cu vacuum. Această ventuză este o piesă de unică folosință și care face legătura între suprafața ochiului dumneavoastră și capul de acțiune al laserului. În această lupă se așează apoi capul laserului, tot o piesă de unică folosință, prin care se realizează și controlul tomografic al ochiului, ulterior și acțiunea propriu-zisă a laserului. Atât centrarea operației, cât și măsurătorile tomografice din timpii operatori sunt presetați și la nevoie pot fi reglați, de asemenea pot fi și urmăriți pe ecranul laserului ca evoluție în timp real. Când toate setările sunt făcute și capul de acțiune al laserului este fixat în interfață, dăm drumul la laser, la acțiunea lui propriu-zisă, pe care o urmărim tot pe ecranul lui. În acest timp puteți auzi niște sunete ca niște piuituri ale laserului, precum și o ușoară mișcare sau vibrație a lupei de pe ochi. Nu vă speriați, toate acestea sunt normale și în orice caz nu veți simți nicio durere sau altă neplăcere. Ce face laserul în acest timp? Laserul execută împărțirea nucleului cristalinian în mai multe bucăți, după cum le-a presetat chirurgul, de la 4 până la 16 bucăți. Tot laserul este cel care realizează și așa numitul capsulorexis, aceasta fiind o fereastră rotundă în partea anterioară a cristalinului, precum și cele trei incizii minuscule prin care se va lucra ulterior. Toate acestea sunt efectuate cu o precizie de micron, cu mult peste precizia celor mai talentate și experimentate mâini de chirurgi. După circa 3 minute s-a încheiat acțiunea laserului și, implicit, prima parte a operației. Ridicăm de pe ochi interfața și capul de acțiune al laserului, după care veți vedea o lumină mai puternică, aceasta fiind lumina de la microscopul operator, la care se va continua partea a doua a operației. Sunteți rugat ca în următoarele 5-7 minute ale operației să vă uitați în lumina din fața ochiului, lumina microscopului. În ce constă această a doua parte a operației? În emulsifierea, întopirea și aspirarea bucăților de nucleu cristalinian împărțite anterior de către laser, urmată de aspirarea și curățarea completă a sacului cristalinian, apoi de implantarea cristalinului artificial în acest sac cristalinian, adică tocmai acolo, în locul de unde s-a scos cristalinul dumneavoastră cataractat. Implantarea se face extrem de precis, printr-un sistem automat, computerizat.
sau se poate face și manual, dacă este vorba de cristaline pre-încărcate într-un cartuș și cu ajutorul unui injector. La sfârșitul operației vi se va aplica un pansament steril și sunteți condus tot pe masa operatorie mobilă în sala postoperatorie. După alte 5-10 minute, puteți pleca acasă, unde va trebui să stați cât mai liniștit până a doua zi dimineața, când veți veni la control. Abia a doua zi dimineața vi se va da jos pansamentul și vi se va explica cum trebuie să folosiți picăturile, respectiv tratamentul postoperator.